1918 marchează evenimentul cel mai important în istoria României, și anume înfăptuirea unei dorințe milenare a românilor pe teritoriul fostei Dacii. La 1 decembrie 1918, Transilvania s-a unit cu România, creindu-se un singur stat național. La 1 decembrie a fost convocată la Alba Iulia Adunarea Națională a Românilor, lucrările finalizându-se cu hotărârea de unire necondiționată a Transilvaniei cu România, votată în unanimitate. Aceasta a avut loc după ce, la data de 27 martie 1918, respectiv 28 membri, 18 organele reprezentative ale Basarabiei și Vojvodinei, au votat unit. La adunarea de la 1 decembrie 1918, politicianul Vasile Goldiș a citit rezoluția unirii. Zicea așa: adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 18 noiembrie, 1 decembrie 1918, calendarul vechi, nu? Decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea proclamă în deoseb dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre. Legea Unirii a fost ratificată prin decret regal al 11 decembrie 1918 către regele Ferdinand I, fiind votată de adunarea deputaților în ședința din 29 decembrie 1919. Printre participanții la adunare s-a numărat și poetul Lucian Blaga, cu care am avut cinstea, să zic, de a fi contemporan în primii mei 10 ani de viață. Lucian Blaga, ale cărui mărturii au supraviețuit timpului. Momentul unirii este evocat în opera sa postumă, Cronicul și Cântecul Ruselor, scrisă în 1946 și tipărită în 1965. Iată ce ne povestește despre această adunare, unde a fost însoțit de fratele său, Lionel. Istorica adunare națională de la Alba Iulia, unde s-a hotărât alipirea Transilvaniei la patria mamă, n-a fost nevoie de o deosebită pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse vreme de sute de ani. În dimineața zilei de 1 decembrie, ca un semnal, lumea românească a curcesc spre Alba Iulia, spre Bălgrad, cum spuneam, pe jos și cu căruță. Era o dimineață rece de iar. Pe o parte a șoselei se duceau spre Alba Iulia, scârțâind prin făgașele de trezi căruțele românești. Chede de chiode și bucurie, alcătuind un singur șir, iar pe cealaltă parte se retrăgea în aceeași direcție armata germană ce venea din România, tun după tun, ca niște pumni strânși, hai să ce. La Alba Iulia nu mi-am putut face loc în sala adunării. Aveam, în schimb, avantajul de a putea colinda din loc în loc toată ziua pe câmpul unde se aduna poporul. Era o roire de necrezut. Pe câmp se înălțau nici-colo tribunele de oratori care vorbeau nații. În vremea aceea nu erau microfoane, încât oratorii, cu glas prea mic pentru atâta lume, treceau de la o tribună la alta. În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul național. Sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv al oratorilor de la tribună. Seara, în timp ce ne întorceam cu aceeași trăsură la Sepeș, atât eu cât și fratele meu, ne simțeam purtați de conștiința că pusesem temeiurile unui alt timp. Cu toate că n-am făcut decât să participăm, tăcuți și insignifianți, la un act ce se realiza prin puterea destinului. Faptul de la răspuncea zilei, cu tăria și atmosfera sa, ne comunica cu conștiință istorică. Când am trecut prin Blanca, satul natal, drumul ne ducea spre pe lângă cimitirul, unde, lângă biserică, tata își dormea somnul sub rădăcinile locului. Domnul roților pătrundea, desigur, până la el și cu tremura oasă. Ah, dacă aș ști tata ce s-a întâmplat, zic eu fratelui meu, întorcând capul pe crucea din cimitir. Când dam să ieșim din sat, numai ce auzim dintr-o curte, neașteptat, în noapte, un strigăt de copil. Trăiască România dodoloasă! Dodoloasă înseamnă profundă. Istoricul Florin Constantiniu, 1989,
633-2012 spunea că, citez, Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei României. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera niciun om politic, a niciunui guvern, niciunui partid. Este fapta istorică a întregii națiuni române realizată într-un elan țâșnit putere din străfundurile conștiinței unității neamului în plan controlat de fruntașii politici pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit. Același istoric spunea în 2011, urez poporul român să se revitalizeze și să fie capabil să înrenuiască în condițiile secolului al XXI-lea performanțele strămoșilor. În lucrarea sa, pe care a publicat-o în limba franceză, filozoful nostru Emil Cioran, la un moment dat, nu locuim într-o țară, locuim într-o lume. Asta înseamnă patria și nimic altceva. La mulți ani, deci, România, oriunde de-aia. Mulți ani! La mulți ani!